O vizită extrem de importantă astăzi la Camera de Comerț și Industrie Prahova. Ambasadorul Kuveitului s-a întâlnit cu oameni de afaceri din județ, dar și din țară pentru a pune bazele unor viitoare investiții atât în domeniul petrol și gaze, cât și în agricultură. Domnule ambasador, care este scopul vizitei dumneavoastră aici în județul nostru? Am înțeles că este prima vizită oficială pe care o aveți. I'm very glad to see the opportunities here in Prahova County, especially in oil and gas field and also other fields such agriculture to increase the trade exchange between the two countries and Prahova in particular. Domnule președinte, ce înseamnă vizita ambasadorului Kuveitului pentru județul Prahova și pentru Camera de Comerț și Industrie Prahova? Totul pleacă, poate ca de obicei, de la industria de petrol și gaze. Kuveitul este o țară mică, relativ mică, însă cu un potențial enorm în industria de petrol și gaze, neexploatat suficient sau poate aproape deloc între țările noastre, între Kuveit și România. În județul nostru sunt foarte multe firme străine, sunt aproape 1800 de firme străine din 82 de țări, din nou, din nefericire, încă niciuna din Kuveit. Și cu acest potențial, în primul rând în domeniul de petrol și gaze neexploatat încă, încercăm să găsim împreună, poate o modalitate și cu Universitatea de Petrol și Gaze, bineînțeles, o modalitate prin care să convingem oamenii de afaceri că această relație trebuie fructificată mai mult. La întâlnire au participat reprezentanți din conducerea a 20 de firme atât din Ploiești cât și din București și Constanța. Președintele Camerei de Comerț și Industrie Prahova, Aurelian Gogulescu, a anunțat cu această ocazie că va organiza anul acesta o misiune economică în Kuveit.